Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse, vor cădea averse însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri per metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări temporare, îndeosebi ziua. Temperaturile maxime în creștere față de ziua precedentă vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. Izolat se va semna la ceața. Vremea continuă să se mențină instabilă pentru locuitorii municipiului Zalău. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 24 de grade, iar la noapte sunt anunțate temperaturi de 16 grade. Mâine vremea se menține la fel, instabilă și în cele patru orașe de la noi din județ, potrivit meteorologilor. În Șimleul Silvaniei se anunță o zi cu maxime de până la 26 de grade și o minimă de 17 grade. De vremea asemănătoare vor avea parte și zeleoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 26 de grade, iar minima va coborî la 17 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde meteorologii anunță o maximă de 26 de grade și o minimă de 17 grade. Dar haideți să vedem ce ne rezervă vremea și în următoarele zile. Sâmbătă vremea se menține pe aceeași linie, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cele minime se vor opri în jurul valorii de 10 grade. Nici duminică nu scăpăm de precipitații, potrivit meteorologilor. La miază sunt prognozate temperaturi de până la 19 grade, iar noaptea minimă anunțată este de 9 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. La revedere!